tinerii din țară, pentru tinerii din lume, pentru vârsta acea frumoasă. Sfatul meu, în calitate de duhovnic, de preot, pornește întotdeauna de la credința în Dumnezeu și de a căuta să ceară lui Dumnezeu această lucrare a discernământului între a califica binele de rău. Deci, în primul rând, să se roage de Dumnezeu să cunoască binele și răul în mod corect în viața aceasta. Le doresc întotdeauna să aleagă binele și ceea ce ajută pe cei din jurul lor și ceea ce ajută pentru înnobilarea sufletului lor. Le recomand cu tinerilor să aibă un dialog cu părinții trupești sau părinții duhovnicești. Dialogul acesta care ține în a te ruga, în a merge la biserică, în a cere un sfat de la preotul care este încredințat de sufletul tău, pentru că sunt și preoți care nu-și ating demnitatea lor. Aceia trebuie să ocoliți. Dar sunt și preoți duhovnici de foarte bună calitate, de trăsătură duhovnicească autentică. Deci aceștia trebuie să consultați, purtați în dialog și atunci, sigur, hotărârile vor fi din ce în ce mai bune și faptele vor veni la fel de bune. Îi sfătuiesc pe lângă toate acestea sfatul care pot să-l aibă ei între ei. Nu dominați de ceea ce se vede în zona virtualului sau digitalului. Nu ceea ce reprezintă instinctul uman. Ceea ce reprezintă animalul din om sau omul cel vechi. Ci ei trebuie să privească în suflet, pentru că oamenii acolo vor fi cuceriți cel mai ușor. Sufletește. O fată care se simte iubită sufletește are cel mai frumos confort psihic. Și un tânăr care este iubit sufletește are același confort. Dar când iubirea nu este începută sufletește și apare în trup, atunci se vor reflecta multe păcate în trup, pentru că ispitele vremurilor acestora, a secolului 21, arată că diavolul, Satan cel mare, lucrează mai mult în trup dărâmarea neamului omenesc. Și, în primul rând, rândul tinerilor. Ei să se ferească de aceste instincte, să se ferească de ceea ce este trup și să caute partea sufletească, partea spirituală. Este un alt sfat pe care aș dori să-l aibă în vedere.